Doamnelor și domnilor, trăim a doua zi de război. Este seara în care Kievul ar putea fi cucerit de militarii ruși. Toată planeta este cu ochii pe conflictul care are loc la granițele României. Declarațiile, deciziile, reacțiile se schimbă de la o oră la alta. Liderii celor două țări, Ucraina și Rusia, implicate în acest război, vin cu mesaje contradictorii care pun pe jar întreaga opinie și subjugă, pe de altă parte, civilii care sunt disperați să plece în aceste momente din calea taburilor, gloanțelor și rafalelor aeriene care le pun viețile în pericol. Astăzi, Moscova anunța că este dispusă să negocieze cu Ucraina, dar doar la Minsk. Ucraina însă a refuzat și dorește negocieri la Varșovia. Putin însă nu mai e de acord, dar în tot acest timp mii de oameni continuă să fie uciși. Kievul anunță că a omorât 3.000 de militari ruși în cele două zile, iar Moscova spune că la rândul ei a ucis alte câteva mii de persoane. Sunt Rafael Ovarga, doamnelor, domnilor, iar în această ediție specială a știrilor încercăm să vă aducem cele mai noi informații, pentru că sunt informații noi de la un moment la altul. Vom avea și invitați speciali în această seară, oameni cu experiență pe tot ceea ce se întâmplă în domeniul politic, politică internațională și, desigur, și politică internă. De asemenea, prezent în legătură directă cu noi va fi domnul Teodor Meleșcanu, fost ministru de externe, de asemenea Virgil Bălăceanu, fost șef al Brigăzii Multinaționale din Sud-Estul Europei. Bună seara, vă mulțumesc pentru prezență. Cu permisiunea dumneavoastră, mergem în acest moment la colegul meu Tiberiu Saz, asta pentru că sirenele răsună la Kiev și la această oră și refuzul Ucrainei de a negocia cu Putin este practic știrea momentului, însă Tibi, spune-ne, te rog frumos, pentru că în urmă cu puțin timp s-a încheiat și ședința liderilor NATO. Stoltenberg vorbește despre faptul că trebuie să se implice în ajutorarea Ucrainei, ceea ce înseamnă, așadar, doamnelor și domnilor, că încalcă oarecum ceea ce a spus Putin. Cine se va implica în acest război va avea de suferit. Te ascult. Bună seara! În multe zone din capitala Ucrainei au sunat sirenele și astăzi, în foarte multe cartiere au fost aceste sunete ale groazei. Informația au sosit oricum din toate direcțiile. Armata Rusiei a declarat că a blocat Kievul din partea de vest și a capturat aeroportul strategic Gostomel. Vă spun imediat ce este cu acest aeroport din afara capitalei și vă spun asta conform agenției de presă Interfax, citat de publicația The Guardian. După cum relatează Associated Press, aeroportul are o pistă lungă care ar permite aterizarea avioanelor de transport grele, ceea ce înseamnă că Rusia ar putea transporta trupele aeriene direct la periferia Kievului. Aeroportul, vă spun, este situat la 7 km de oraș. Artileria rusă a deschis din nou focul, însă nu de foarte mult timp. În orașul Harkov, iată, se duc lupte în mai multe zone. Orașul Harkov din estul Ucrainei, martorii spun că rachetele rusești au lovit în mai multe cartiere rezidențiale, dar încă nu există informații despre numărul victimelor. De asta eu sugerez și chiar recomand tuturor jurnaliștilor, pentru că noi Metropola TV luăm doar informațiile corecte, ca în momentul în care avem doar informații din cauza fake news-urilor, doar informații de la agențiile și televiziunile acreditate, să vorbim despre numărul victimelor. Între timp au apărut și informații din Polonia. Premierul Mateusz Morawiecki le-a cerut serviciilor sale să pregătească o decizie care să închidă spațiul aerian al acestei țări pentru zborurile companiilor aeriene rusești. Asta au făcut și britanicii, au interzis companiei de stat Aeroflot a Rusiei să mai zboare înspre și dinspre Rusia. Da? Iată că aminteai de NATO. NATO, de fapt, șeful NATO spune că războiul intentat și de Putin. Tiberiu, te întrerup în acest moment și asta pentru că în aceste momente premierul Nicolae Ciucă face declarații în Vama Siretă și îl ascultăm cu permisiunea invitaților. În momentul de față nu este instalată pentru că nu este nevoie, nu este traficul atât de mare, dar locația este stabilită, toate echipamentele sunt duse la locația respectivă. Toate instituțiile care trebuie să deservească acea locație își au punctele de lucru deja stabilite și am putut să constat că atât
partea de situații de urgență, partea care trebuie să se ocupe de ajutorul medical și de asistența medicală, inclusiv partea psihologică. Am putut să vedem pe drum către punctul de intrare mame cu copii care au nevoie de toată atenția pe care noi putem să o acordăm și inclusiv asistența psihologică, șefa DSP-ului de aici, de la Suceava, ne-a prezentat că este un punct care funcționează 24 de ore și asigură asistență mamelor și copiilor. Și în tot acest ansamblu este clar că avem nevoie de foarte multă coordonare și organizare, astfel încât să nu transformăm totul într-o activitate care poate fi oricum mai puțin una coerentă și care să aibă foarte clar liniile pe care trebuie să se implice fiecare instituție în parte. Am văzut tineri, copii, oameni de toate vârstele care au venit și au fost dispuși voluntar să acorde o mână de ajutor. Vreau să le mulțumesc personal pentru modul în care s-au implicat, pentru spiritul acesta de voluntariat. Au arătat cu adevărat că le pasă și românii sunt în măsură să poată să își sprijine ceilalți cetățeni, indiferent de unde sunt ei. Am ascultat, doamnelor și domnilor, declarațiile lui Nicolae Ciucă, premierul României, aflându-se la Vama Siret în această seară, nu singur, împreună cu ministrul apărării, împreună cu secretarul de stat din Ministerul de Interne, șeful departamentului pentru situații de urgență, Raed Arafat. De asemenea, am văzut și șefa DSP de acolo. Vorbim în continuare despre acest subiect, pentru că tot ceea ce se întâmplă în acest moment în Ucraina aduce un număr mare de persoane care părăsesc Ucraina, refugiați. În România, autoritățile se așteaptă la un număr de peste 500.000 de persoane și intrăm, doamnelor, domnilor, în legătură directă în acest moment cu fostul ministru de externe în mai multe guverne ale României, domnul Teodor Meleșcanu. Bună seara, vă mulțumesc că ați acceptat să intrați din nou în legătură directă cu noi. Spuneți-mi, vă rog frumos, cum vedeți dumneavoastră schimbarea aceasta de replici între Vladimir Putin și Volodymyr Zelenski. Inițial se vorbea despre faptul că vor începe aceste negocieri, dar iată, Ucraina n-a fost de acord cu condiția impusă de Putin. Putin, de asemenea, s-a răzgândit, nu mai vrea nicio negociere și, deși părea că oarecum războiul stă să se încheie, iată că, de fapt, totul s-a terminat în această după-amiază, după aproximativ o oră. Ce se va întâmpla din acest moment? Da, vom încerca să refacem legătura cu domnul Teodor Meleșcanu, vă repet, fost ministru de externe. Discutăm așadar, doamnelor, domnilor, pe marginea acestui subiect. Domnule Meleșcanu, înțelegem că am refăcut legătura. Vă întrebam cum vedeți toată această situație, faptul că s-a schimbat situația de la o oră la alta. Dacă știam că va fi o comunicare, o negociere între Ucraina și Rusia, iată că acum nu se mai negociază și totul din cauza faptului că nu au ajuns liderii celor două țări la un consens în legătură cu locul unde să se întâlnească să negocieze. Haideți să luăm lucrurile așa cum sunt. La ora actuală, în mod evident, forțele armate rusești sunt în capitala Ucrainei, la Kiev. Iar în cursul zilei, discuțiile erau, președintele Zelenski a declarat că este gata să discute neutralitatea Ucrainei și că dorește să aibă posibilitatea să fie o discuție. Dar elementul fundamental pe care președintele Zelenski îl subliniază este anume garanții de securitate pentru Ucraina. De altfel și alții experți din alți consilieri ai președintelui Zelenski au
au relatat aceeași discuție. Acum, bineînțeles, când e vorba de a găsi un loc în care poți să începi să discuți despre negocieri, evident că primul lucru este să ai un loc unde ambele părți sunt gata să fie de părere ca să conducă aceste discuții. Aceste, de fapt, este vorba pur și simplu de negocieri. Sigur, au fost mai multe propuneri. Belarusul se pare Minsku, pentru care o anumită istorie, având în vedere problemele legate de relațiile dintre Ucraina și Federația Rusă. Mi se pare puțin, dacă vreți așa, mi se pare puțin prea mult să facem o asemenea discuție pe tema unde să se întâlnească președintele Zelenski sau, mă rog, delegația Federației Ruse și delegația Ucrainei. Lucrurile se desfășoară în continuare. Am văzut că, practic, Kievul este înconjurat. Va trebui, până la urmă, și eu sunt convins că mâine de dimineață vom avea o capital, un loc în care negocierile ar putea să înceapă. Cred că este momentul cel mai bun pentru a opri tot ceea ce înseamnă activitatea militară și mai ales să se concentreze toată lumea pentru găsirea unor rezultate. Și sperăm să se întâmple acest lucru, domnule Meleșcanu, rămâne alături de noi. Am o întrebare și pentru domnul Virgil Bălăceanu, care este general în rezervă. Ați ascultat declarația pe care a făcut-o astăzi Vladimir Putin, l-a jignit de-a dreptul pe Volodymyr Zelenski și totodată a îndemnat armata din Ucraina să preia puterea în Ucraina și că preferă mai tare să discute în acest moment cu armata din Ucraina cât cu președintele Volodymyr Zelenski. Vedeți o soluție în acest moment, o altă cale de comunicare între cei doi șefi de state? Bună seara, sper că sunt auzit, da? Da, vă ascultăm. Mă auziți, da? Vă ascult, nu m-aud, da, vă ascult. Ne auziți? Vă rog să-mi confirmați. Vă ascult, vă auzim, armată, sunteți? Recepția la mine e destul de problematică. Vă auzim, sunteți în direct, vă întrebam despre... Vă aud foarte bine, legătura e stabilă, așa se procedează în armată, n-am avut încotro. Dar lucrurile pot să meargă spre discuții, negociere. Sigur că este un punct critic legat de faptul că nu s-a decis locul, propunerea Moscovei Minsk, propunerea Ucrainei a președintelui Zelenski Varșovia. Totuși, mijlocitorii, India, prin prim-ministrul Modi și China, prin președintele Chinei, pot să aibă în continuare un rol important, mai ales China, dacă intervine în problematica negocierilor dintre cele două părți deja beligerante, deși una este agresoare și cealaltă este o țară care își apără drepturile său la libertate și la integritate teritorială. Pe de altă parte, există și un plan de dezinformare, în sensul în care apelează Putin la diverse mijloace care sugerează înlocuirea conducerii lui Zelenski și în general a actualei formule guvernamentale și parlamentare care este favorabilă pro-NATO și pro-Uniunea Europeană. Dacă Ucraina va rămâne neutră în urma unui armistițiu și a încheierii păcii, să vedem în ce condiții, asta nu înseamnă că îi se închide drumul către Uniunea Europeană. Nu cred că Rusia va fi împotriva Uniunii Europene, pentru că Uniunea Europeană nu este o alianță politico-militară și nu poate să invoce un asemenea lucru. Dar având în vedere, domnule Bălăceanu, având în vedere... practic negăsirea unei soluții, cel puțin în acest moment, între cei doi lideri. Acțiunea continuă, ele pot continua exact. Și în momentul în care... Bun, și continuă și la această oră. Acțiunile militare continuă. Acțiunilor militare,
a doua noapte de regulă din ceea ce am văzut că se transmite de pe teren. Predomină acțiunile pe timp de noapte, sunt favorabile forțelor ruse, probabil având aparatură și de cercetare și de vedere pe timp de noapte. Pe de altă parte, este mai greu de urmărit și de primit informații cu privire la manevra de forțe și mijloace. Impactul loviturilor, mai ales cu rachetele de tip Iskander și acelor de croazieră calibru, este mai mare asupra populației civile și asupra noastră când urmărim la televizor. Vom vedea ce se întâmplă în cursul acestei nopți. Rezistența armatei ucrainene și a poporului continuă. Nu a căzut niciunul din marile orașe, chiar dacă Ministerul Apărării al Federației Ruse vorbește de succesele din prima zi. Kievul rezistă, Harkovul rezistă, Kievul rezistă, Kievul rezistă, însă din păcate, domnule Virgil, rezistă. La această oră, domnule Virgil Bălăceanu, la această oră avem mii de morți atât din tabăra Rusiei, cât și din tabăra Ucrainei. Aș vrea însă să vedem o poză. De unde aveți dată cifra de mii de morți? Președintele Zelenski a spus ieri, da, și a vorbit în numele eroilor Ucrainei care au murit, 137 de militari, din care 10 ofițeri, incluzând și grăniceri care au fost omorâți pe insula Șerpilor. Și tot în această zi... De mii de morți, pentru că asta ar însemna pierderi foarte mari ale armatei ucrainiene. Sunt morți, sunt eroi, au murit și de partea rusă, dar lupta continuă și lupta continuă în sensul în care armata ucraineană opune rezistență. Bun. Iar armata rusă, îndeplinind ordinul aberant al lui Putin, execută în continuare misiuni de tip ofensiv, dar se lovesc de o rezistență destul de evidentă. Vom vedea pe cât timp. Bun, voiam să vă mai arăt încă o imagine, să vă arăt, doamnelor, domnilor, o imagine care a apărut în această seară pe paginile de socializare a președintelui Ucrainei, Volodymyr Zelenski, a ieșit din buncărul în care se adăpostește în acest moment, alături de liderii ai administrației, pentru a transmite un mesaj de pe străzile din Kiev. Liderul partidului este aici, spune Volodymyr Zelenski. Șeful oficiului președintelui este aici, premierul este și el aici, sunt toți acești oficiali în imagine, în spatele președintelui Volodymyr Zelenski. Spune că ne apărăm independența noastră în acest moment și apărăm, desigur, statul nostru. Vom continua să facem acest lucru, mai spune președintele ucrainean Volodymyr Zelenski. Este imaginea, este filmulețul pe care l-a postat Volodymyr Zelenski în urmă cu puțin timp pe contul său de socializare. Domnule Meleșcanu, domnule Bălăceanu, cum vedeți aceste imagini și acest mesaj pe care îl dă, iată, în această seară președintele Ucrainei? Vă ascult, domnule Meleșcanu. Mie mi se pare foarte clar că președintele Zelenski are foarte clară ideea de a începe niște discuții și negocieri privind neutralitatea Ucrainei și obținerea de garantii de securitate pentru statul ucrainean. Din acest punct de vedere, sigur, este nevoie ca forțele armate de la ucrainiene să fie în contact cu conducerea statului respectiv, tocmai pentru a vedea care sunt în realitate problemele temele în care apar foarte multe probleme. Deci trebuie să aibă ideea că ar trebui să preia armata, după părerea mea, este o chestiune care nu are sens, dar tot ceea ce înseamnă structura statală în Ucraina, cu președintele, cu primul ministru, cu oameni care au poziții, ei sunt cei care trebuie să asigure această idee, să asigure posibilitatea de a lansa negocierile. Evident că, pe de altă parte, aceste discuții unde să aibă loc, care nu cred că sunt cele mai bune, să zicem, gânduri,
pentru că nu e important unde se discută. Pur și simplu trebuie să se găsească un loc în care oamenii să așeze la două mese, la o masă cu două delegații, care să înceapă discuțiile. Ori aceste discuții trebuie să fie făcute, repet, încă o dată, de către personalitățile oficiale care asigură securitatea, să asigure statul ucrainean și așa mai departe. Ei vor fi cei care vor putea să dea instrucțiuni foarte multe. De altfel, dacă vedeți mai în cursul zilei, din partea Rusiei s-au elaborat foarte multe idei, cererea depunerii armelor de către toți cei care serveau în armata ucrainiană. Se asigură că toți militarii vor fi eliberați dacă vor depune aceste arme. Dar, până la urmă, încă o dată spun, trebuie să începem, să se înceapă, eu cred că de mâine de dimineață, cel mai târziu, o să se găsească o soluție, un loc unde să înceapă discuțiile față în față, tocmai pentru a depăși această situație care este destul de delicată. Destul de delicată și efectele vor fi pe termen lung, pentru că s-au impus și foarte multe sancțiuni asupra Rusiei. Domnule Virgil Bălăceanu, avem și declarația președintelui României, care susține într-un comunicat de presă trimis în urmă cu puțin timp că, citez, am subliniat în intervenția din această seară că în acest moment afirmarea clară și fără echivoc a sarcinii fundamentale a NATO de apărare colectivă reprezintă un mesaj puternic al unității și solidarității aliate. Este mesajul președintelui Klaus Iohannis. Dumneavoastră, cum vedeți mesajul celor liderilor NATO care s-au reunit în această seară și, desigur, cum vedeți și imaginea, filmulețul pe care l-a postat președintele ucrainean în urmă cu puțin timp, în spatele său fiind toți liderii importanți ai statului ucrainean? Este un mesaj de întărirea moralului poporului ucrainian, în primul rând a cetățenilor care au mai rămas în Kiev. Impropriu spus, a ieșit din bunker, care sensul de parcă a ieșit din birloc, a ieșit dintr-un punct de comandă, de fapt, dintr-un centru de comandă național, care este pregătit în mod sigur înainte de 89 să reziste loviturilor cu rachete, bombelor de aviație, chiar unor lovituri nucleare. Este un centru de comandă, mod sigur, de unde comandantul forțelor armate, armatei ucrainene, poate conduce în continuare operațiunile de apărare. Dar gestul său este semnificativ, că exprimă faptul că nu este frică nici măcar de o intervenție, fie a forțelor de operații speciale, fie de o lovire cu dronele, care încă nu au apărut, dronele rusești. Știu că acționează dronele ucrainiene, cele livrate de către Turcia, extrem de performante. Ele au dus și la câștigarea războiului din Azerbaijan, dar asta este o altă poveste. Revenind la întrebarea dumneavoastră și la mențiunea pe care a făcut-o președintele Iohannis, tratatul de la Washington are trei articole esențiale care spun în felul următor. Am să încep cu articolul 5, apărarea colectivă. Articolul 4, negocieri și consultări între membrii alianței, ceea ce trebuie să se întâmple și acum. Și articolul 3, care cere fiecărui membru NATO să-și pregătească propria apărare. În acest context, și în acest context nu numai al discursului președintelui, dar în contextul situației de securitate din regiune, România trebuie să-și pregătească apărarea teritorială în contextul apărării colective. Este forma cea mai importantă și mai puternică de descurajare la adresa unui posibil agresor, așa cum este Federația Rusă. Și avem, că tot vorbiți despre NATO și despre protejarea teritoriilor, avem, doamnelor și domnilor, concluzia acestei întâlniri a liderilor NATO și spune așa: concluzia este că NATO va acorda sprijin politic și practic Ucrainei. S-a discutat la această întâlnire și despre articolul 5, articolul care prevede ne apărăm toți pentru unul, unul pentru toți. Domnule Meleșcanu, cum vedeți această concluzie a NATO care va acorda sprijin politic și practic Ucrainei în contextul în care Vladimir Putin a spus că cine va intra în acest război va avea de suferit și dacă va fi nevoie va folosi inclusiv armele nucleare? Cum vedeți tot ceea ce se anunță în această seară?
Ce vrei să mă vreau să vă spun foarte clar că este adevărat de la două secunde că ne suprapunem. Vă ascult, domnule Meleșcanu. Da. Deci este vorba de abordarea politică și practică de sprijin pentru toate țările membre ale NATO și din acest punct de vedere lucrurile sunt foarte clare. Articolul 5 spune foarte clar că orice atac împotriva unui stat este considerat ca un atac împotriva întregului sistem al tratatului Nord-Atlantic. Deci sigur că aici noi nu avem decât posibilitatea de a da foarte mult și de a încuraja și de a găsi posibilitățile pentru a începe să facă cât mai rapid negocierile și să se oprească armele. Eu cred că la ora actuală e mult mai important să oprim, dacă vreți, sau să diminuăm bătăliile militare și să trecem la partea de diplomație și de negociere care este absolut necesară în această perioadă în Ucraina. Fără nicio îndoială, va trebui să se ajungă acolo, iar noi ceilalți ce putem să facem este evident să încercăm să sprijinim politic Ucraina, să primim emigranți din persoane din Ucraina care vin în România și așa mai departe. Dar mai mult decât atâta nu se poate face în niciun caz. Domnule general, Rusia avertizează totodată că vor fi consecințe militare și politice grave dacă NATO va accepta, desigur, Suedia și Finlanda. Cum vedeți, practic, acest mesaj pe care îl transmite astăzi Moscova în contextul în care și Ucraina toată ziua a cerut ajutor din partea Occidentului? Spunea președintele ucrainean că este singur, că țara se apără singură în fața Rusiei și că, deși este extrem de slăbită, nimeni nu va renunța în niciun moment. Vreau să fac mea culpea față de domnul ministru, pentru că politicea militară m-a obligat să spun am onoarea domnului ministru. Tot respectul, domnule. Este o problemă care aparține poporului finlandez, poporului suedez. Sigur că mai ales finlandezii au experiența războiului de iarnă din noiembrie 1939. Știu că neutralitatea poate să fie o formă de garanție, dar nu este cea mai bună garanție. Ar trebui să ține seama Suedia, care Suedia și Finlanda sunt foarte activi în NATO. În perioada în care am lucrat la NATO, mi-era greu să fac distinție între delegațiile militare și politice ale Suediei și ale Finlandei. Deci ei sunt alături și sunt în NATO, chiar dacă nu sunt membrii NATO. Însă oficializarea postului de membru NATO asigură fiecărui stat un statut de garanție maxim. Este cea mai puternică alianță politico-militară. Dacă România nu intra în 2004 în NATO, și mulțumim și domnului Meleșcanu pentru eforturile făcute, în mod sigur eram în situația Ucrainei, pentru că am fi fost un stat care nu aveam o garanție de securitate. Asta nu înseamnă că NATO de la sine asigură protecția statelor. Repet ceea ce spuneam, este nevoie și de pregătirea propriei apărări. Orice armată puternică în NATO înseamnă un NATO mai puternic. Bun, în acest moment, stimați invitați, ni se alătură și domnul Cornel Dobrizoiu, fost ministru al apărării, și doamnelor, domnilor, avem o informație de ultimă oră. Uniunea Europeană anunță de fapt în această seară că acceptă toate sancțiunile propuse împotriva Moscovei, implicit împotriva lui Vladimir Putin. Domnule Dobrizoiu, cum vedeți practic acest anunț al Uniunii Europene după ce toată lumea vorbea atât ieri cât și astăzi că nu înțelege de ce Uniunea Europeană nu impune sancțiuni mult mai dure, acum iată că se schimbă situația și desigur cum vedeți acest lucru? În primul rând trebuie salutat acest demers, că este unul de maximă seriozitate și se ridică la înălțimea strategică acestei Uniuni, deci, care apără și promovează niște valori. Valori care sunt încălcate sau negate de către liderul de la Kremlin. Ori, să mai pe Dumnezeu, în momentul în care am văzut și
am aflat și obiectivul politic al acestei agresiuni, după cum a fost el promovat de către ministrul de externe rus Lavrov, că vor să elibereze pe ucrainieni. Păi, cum îi eliberează? Distrugându-le țara? Au mai eliberat alții prin perioada celui de-al doilea război mondial. Au mai folosit astfel de sintagme. Că munca te eliberează și așa mai departe. Păi este un total nonsens. Și revenind la acțiunea consolidată a Uniunii Europene, este de salutat și demonstrează, în afară de solidaritate, și faptul că Uniunea rămâne ferm ancorată în valorile pe care le promovează. Domnule Dobrițoiu, domnule Meleșcanu, domnule Bălăceanu, tot în această după-amiază am urmărit cu toții mesajul cutremurător al președintelui Ucrainei pentru liderii Uniunii Europene, care dintr-un centru de comandă, dacă vreți, dintr-un bunker, anunța că nu știe dacă va mai fi văzut vreodată și spune totodată că ar putea ca în următoarele 48 de ore să fie ținta clară la care vrea să ajungă președintele Putin. Domnule Dobrițoiu, credeți că răspunsul dat în această seară de Uniunea Europeană, răspunsul dat de NATO, vine și ca urmare a apelului dat pe întreaga zi de către Volodymyr Zelensky? Doamnă, nu cred. Răspunsul dat de președintele Ucrainei se scrie într-o anumită notă de patetism. E adevărat. El este liderul unui țări care este agresată, este zdrobită de către Rusia. Însă e foarte greu de ajuns. E foarte greu de ajuns la președintele Ucrainei în acest moment. Rușii, dacă intră în orașele ucrainiene, vor avea pierderi foarte mari. Pentru că lupta în localitate este total diferită de ce au făcut ei prin câmpiile Ucrainei. De asta vă poate confirma și generalul Bălăceanu. Domnule, vă ascult, domnule Bălăceanu. Am onoarea să vă salut, domnule ministru, domnule general. Suntem colegi de regiment, pe vremuri regimentul 1 mecanizat, unul din cele trei regimente, regimentul 1, regimentul 2, regimentul de gardă din garnizoana București, tot tempora. Lupta în localitate este cea mai dificilă luptă, numai forțele bine pregătite, e un întreg sistem de pregătire a localităților. Sigur că nu s-a trecut la pregătirea pentru apărare a Kievului, a Arpovului, în sensul clasic, dar constituie un obstacol, dirigează acțiune militare pe străzi, tancurile care ajung pe străzi pot fi foarte ușor ținte pentru armamentul antitank. Aș spune despre armamentul antitank din dotarea forțelor ucrainiene, rachetele antitank americane Javelin și cele care au fost furnizate de către Marea Britanie, care pot să fie foarte performante. O coloană de tancuri care înseamnă un pluton care se deplasează pe o stradă, în momentul în care ai distrus primul tank, este o coloană care este oprită și care poate să fie ținta unui atac prin ambuscadă și prin foc executat în toate direcțiile. Vom vedea ce se întâmplă noaptea asta și în Kiev, unde probabil se va încerca un asalt, dar este clar că localitățile și alte zone geografice din Ucraina pot fi folosite în favoarea rezistenței și a succesului apărării ucrainiene. Cred în rezistența în continuare a armatei ucrainiene să fie o demonstrație pentru Putin că nu întotdeauna, așa cum crede el, poate să obțină o victorie militară în contextul unei agresiuni evidente, a unei invazii a Ucrainei. Pe de altă parte, ați menționat sancțiunile Uniunii Europene care sunt binevenite, dar trebuie să înțelegem că ofensiva armatei Federației Ruse nu este oprită de către sancțiunile economice ale Uniunii Europene. Ofensiva poate fi oprită prin ceea ce trebuia făcut mult mai intens, dotarea armatei ucrainiene cu arme defensive deosebit de eficiente.
Sigur că vorbim de o cantitate destul de însemnată de rachete anti-tank, o anumită cantitate de rachete anti-aeriene Stinger, dar zona pe care se acționează este foarte multiplă, foarte, foarte extinsă. Depinde dacă au sezat foarte bine generalii și comandanții ucraineni direcțiile principale de efort și cred că sunt sezate. Direcția principală de efort însemnând într-o acțiune ofensivă locul în care se concentrează trupele adversarului pentru folosirea acestor arme pe direcțiile respective. Sunt convins că trupele din Kiev au în dotare asemenea rachete și pot să producă foarte multe pierderi, pierderi importante forțelor, forțelor rusești, să interzică chiar ajungerea în Piața Independenței ca simbol al Ucrainei. Pe de altă parte, dacă ar cădea Kievul, ar cădea simbolul Ucrainei, sigur că da, dar asta nu însemna că statul ucrainean este cucerit. Pentru că sunt măsuri care pot fi luate de evacuarea conducerii politice și militare și continuarea conducerii trupelor din alte puncte de comandă, orice stat care este pregătit pentru apărare și cred că este și cazul Ucrainei, are și centre de comandă de bază, dar și centre de comandă de rezervă în situația în care centrul de comandă de bază a căzut. Vă reamintesc că, doamnelor, domnilor, ultimele informații spune secretarul general al NATO că nu există securitate în Europa fără o legătură transatlantică puternică și s-a activat forța de răspuns a NATO. Și totodată, tot în această seară, Uniunea Europeană și Marea Britanie a decis să includă pe lista sancțiunilor împotriva Rusiei și pe președintele țării, Vladimir Putin, dar și pe ministrul de externe, Sergei Lavrov. Anunțul vine despre sancțiunile europene a fost făcut chiar de șeful diplomației europene, de către domnul Borrell. Domnule Teodor Meleșcanu, credeți că aceste noi sancțiuni luate de către Uniunea Europeană, răspunsul NATO îl va face pe Putin să se retragă sau măcar să își dorească comunicarea cu președintele ucrainean? Trebuie să recunoaștem că și Uniunea Europeană și NATO au dat semnale foarte clare și puternice de sprijin politic sigur pentru Ucraina. Vreau să vă spun că aceste sancțiuni nu sunt doar, sigur, putem spune că într-un război de acest tip sancțiunile au o influență deosebită. Dar vreau să vă spun că la Bursa de Valori de la Moscova s-au suspendat tranzacțiile, iar acțiunile au căzut cu 45%. Citeiul a scăzut cu 7,2%, gazul cu 30%. De asemenea, și Consiliul European s-a concentrat mai ales pe măsuri, să spunem, restrictive la adresa Rusiei, în sectorul financiar, în sectorul energiei și transporturi, companii de stat, interzicerea de vânzări de piese de schimb pentru avioane și așa mai departe. Deci e un semnal foarte clar și direct care se poate dezvolta prin intermediul acestor, să spunem, măsuri și sancțiuni care se vor adăuga la relațiile cu Federația Rusă. Nu trebuie să, sigur, nu ai o posibilitate imediată, dar aceste sancțiuni în timp ele vor avea probleme foarte mari. Sigur că trebuie să mai spunem și încă altceva, dacă îmi permiteți, și anume că producătorii de gaze din zona de la Doha și, în fine, de la Qatar, producătorii de gaze au spus foarte direct că nu vor putea acoperi necesarul de gaze pentru țările europene dacă Rusia nu va acoperi aceste nevoi. Deci, de fapt, ambele părți au posibilități de a veni cu anumite idei și în același timp pot să aibă și pierderi foarte mari care până la urmă sunt în defavoarea cetățenilor și a tuturor statelor europene.
Bun, domnule Dobrițoiu, vă reamintesc atât dumneavoastră cât și tuturor celor care ne ascultă și ne urmăresc în acest moment, concluzia NATO după ședința din această seară cu toți liderii statelor membre este că va acorda sprijin politic și practic Ucrainei și totodată s-a discutat și despre articolul 5. Vă reamintesc de asemenea că s-au aplicat și noi sancțiuni Rusiei, implicit președintelui Vladimir Putin. Dumneavoastră, având în vedere tot ceea ce comunică NATO în această seară, credeți că va duce la detensionarea situației din Ucraina? Credeți că în această seară vor continua atacurile, tocmai în contextul în care Volodymyr Zelensky vorbește despre faptul că Kievul va putea fi este de fapt bombardat, dar va putea fi capturat în orice moment? Doamnă, acțiunea NATO ca organizație politico-militară cu caracter defensiv este foarte limpede pentru toată lumea. Deci NATO nu poate să se angajeze în operațiuni militare împotriva Rusiei decât în contextul apărării colective. Deci dacă Rusia ar agresa un stat membru NATO, atunci lucrurile se schimbă dramatic. În ceea ce privește a doua problemă legată de tempoul acțiunilor militare ale Rusiei împotriva Ucrainei, eu cred că ele vor continua. Problema de fond este în schimb alta. Putin a dorit un război rapid. Dacă lucrul acesta nu se va întâmpla, atunci ne putem aștepta la alte situații mult mai neplăcute pentru președintele Rusiei, pentru că va crește numărul pierderilor, cetățenii ruși vor pierde răbdarea, pentru că ucrainienii sunt frați de-ai lor. În Kiev 38% din populație este rusofonă. Deci este foarte greu să demonstrezi că ai susținerea populației atâta timp cât ai declanșat o operațiune militară împotriva unui stat care oricum Putin știa treaba asta, nu putea adera la NATO. Pentru că din punct de vedere tehnic, și asta domnul Meleșcanu poate să confirme și în calitate de jurist, Ucraina nu îndeplinea condițiile juridice prezentate, specifice tratatului de la Washington pentru integrarea în NATO. De ce? Pentru că ar fi trebuit să pună pe masa alianței tratatele de bună vecinătate cu Belarus și cu Rusia. Ori Rusia și Belarusul n-ar fi semnat în vecii vecilor un tratat de bună vecinătate cu Ucraina, mai ales și pe fondul nenorocirilor care s-au întâmplat în Donbass. Deci, nebeneficiind de astfel de documente juridice, Ucraina nu putea să devină membru NATO. Și vă garantez că ar fi existat o uriașă rezistență din partea parlamentelor țărilor membre NATO să modifice tratatul de la Washington. Domnule Cornel Dobrițoiu, vă mulțumesc tare mult pentru toate informațiile pe care ni le-ați furnizat. Doamnelor, domnilor, să știți că au circulat informații legate de presupusul bunker pe care l-ar deține liderul de la Kremlin. Între timp, la începutul lunii februarie, după ce acesta a avut o întrevedere cu președintele francez, Vladimir Putin a făcut o declarație interesantă, lăudându-se cu arsenalul său nuclear. Vă invit să vedem materialul următor. În toamna anului trecut, Vladimir Putin a votat online în alegerile parlamentare ruse din bunkerul său. Unul din opozanții săi a spus că Putin s-a izolat în bunker nu din cauza COVID, ci din cauza luptei dintre clanurile de la Kremlin, care se intensifică în apropierea alegerilor prezidențiale din 2024. Echipa opozantului rus Alexei Navalny a postat la un moment dat imagini din palatul de 1 miliard de lire sterline a lui Putin de pe malul Mării Negre. Aceasta este cea mai mare clădire rezidențială din Rusia. Însă, acum în timpul conflictului cu Ucraina, Vladimir Putin a avertizat Occidentul legat de potențialul său nuclear. Amenințarea a fost chiar în timpul conferinței de presă comune cu președintele Franței Emmanuel Macron, care venise la Moscova pentru detensionarea situației. Vă înțelegeți или нет, що якщо Україна буде в НАТО і воєнним путем буде возвращать себе Крим, європейські країни автоматично будуть втягнуті в воєнний конфлікт з Росією.
Конечно, значит, потенциал Объединенной Организации НАТО и России несопоставим. Мы понимаем. Но мы даже и понимаем, что Россия одна из ведущих ядерных держав. La câteva zile, Vladimir Putin a spus că Ucraina ar putea să aibă arme nucleare, iar Rusia se simte amenințată din această cauză. Așadar, doamnelor, domnilor, un material care arată bunkerul unde ar putea să se ascundă Vladimir Putin în cazul unui atac nuclear și se laudă acesta și cu arsenalul și cu tot ceea ce deține armata Rusiei. Domnule Meleșcanu, cum vedeți tot ceea ce am urmărit în materialul pe care l-am văzut în urmă cu puțin timp despre amenințările lui Vladimir Putin? Vorbește inclusiv despre atac nuclear. Da, vreau să vă spun că în realitate conflictul între Rusia și Ucraina, de fapt atacarea Ucrainei, nu este decât un prim pas într-o strategie pe care o are președintele Putin în legătură cu ceea ce se numește securitatea Rusiei. Din acest punct de vedere, trebuie să înțelegem că diplomația și negocierea pe care o vor face rușii pare să fie concentrate și pe câteva elemente foarte importante pentru ei. De exemplu, încheierea unui nou acord de tip Helsinki 2 pentru stabilizarea continentului european și pentru controlul armamentelor, inclusiv discuțiile și negocierile care vor trebui să fie făcute cu Statele Unite ale Americii din punct de vedere al armelor nucleare. Deci toate lucrurile astea nu fac... Noi ne concentrăm astăzi, sigur, pe problema Ucrainei. Dar în același timp trebuie să știm că este doar un prim pas care se va dezvolta în continuare, tocmai pentru a obține cât mai mult din ceea ce dorește Federația Rusă, să aibă o securitate și mai ales să nu fie frontiere la nivelul dintre statele NATO și Federația Rusă. Deci este într-adevăr un prim pas. Trebuie să avem grijă să ne uităm foarte, foarte atenți, pentru că veți vedea că lucrurile se vor rostogoli și mai departe. Dar până atunci, domnule Meleșcanu, avem o informație de ultimă oră. La spitalul din Melitopol, rușii au lovit secția de oncologie, deci bombardamentele continuă și la această oră. Avem de asemenea imagini pe ecran cu bombardamentele care au avut loc și ieri noapte și astăzi noapte. De asemenea, sunt și imaginile disperării, imaginile oamenilor care fug din calea războiului, oameni care își lasă femeile cu copii în brațe, își lasă soții să lupte pentru țara lor și ei pleacă în România, în Moldova, părăsesc așadar granițele. Informația momentului așadar, doamnelor și domnilor, Rusia a lovit o secție de oncologie, asta după ce, vă reamintesc, ieri a fost bombardat un alt spital. De ce credeți, domnule Teodor Meleșcanu, că armata rusă atacă, iată, puncte extrem de sensibile, cum ar fi, de exemplu, spitalele? Poate să fie, până la urmă, poate să socotească că e un fel de acoperire pentru armata ucraineană sau anumite elemente din armata ucraineană și, în același timp, sigur, atacând un spital, de fapt, creez o situație în care sistemul medical nu mai funcționează, ceea ce înseamnă că soldații ucrainieni care au suferit anumite accidente grave sau și așa mai departe. Deci este într-adevăr o formulă, să spunem, militară interesantă, care ține să se concentreze pe anumite lucruri, cum au fost atacurile cibernetice, cum sunt cele referitoare la alte elemente care s-au petrecut. Între ele intră și spitalele, pentru că până la urmă acolo oamenii pot să fie îngrijiți, ceea ce, din punctul meu de vedere, este, din punct de vedere omenesc, ar trebui
să nu avem aceste sisteme. Dacă vă uitați la Crucea Roșie Internațională, veți vedea că unul din protocoalele Crucii Roșii Internaționale este aceea de a avea pe acoperișurile spitalelor Crucea Roșie, tocmai pentru a se evita tot felul de lovituri sau accidente sau chiar atacuri asupra acestor zone extrem de importante. Vă mulțumim tare mult pentru analiza dumneavoastră. A fost în direct alături de noi și domnul Teodor Meleșcanu și alți invitați care ne-au prezentat întreaga situație de la acest moment din Ucraina. Doamnelor, domnilor, avem așadar informațiile updatate. Sunt compania rusă S-7 suspendă toate zborurile către Europa.